Tatăl nostru, te rugăm, binecuvintează tu acest mesaj și vorbește-ne fiecare dintre noi. Ajută-ne, Tatăl nostru, să înțelegem care este dărnicia care ți este plăcută ție. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și locuitorii ei, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Al cui este pământul și tot ce este, cu tot ce este pe el, lumea și locuitorii ei? Al Domnului. Domnul Iisus ne zice, nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci adunați-vă comori în cer, unde nu le distrug moliile și rugina și hoții nu le sapă, nici nu le fură. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Este mai important banul decât Dumnezeu și lucrarea Lui pentru tine? Un conducător l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, pe toate acestea le-am împlinit încă din tinerețea mea. Când a auzit acestea, Iisus i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai și împarte săracilor și apoi vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste lucruri, s-a întristat foarte tare, pentru că era foarte bogat. Iisus a văzut că se întristase foarte tare și a zis, cât de greu este pentru unii, pentru cei ce au bogății, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Căci este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce au auzit aceasta s-au întrebat, atunci cine poate fi mântuit? Și pasajul merge mai departe. Se spune că un misionar dintr-o țară de asta latino-americană, să zicem, îl întreabă odată pe un nou convertit din biserica lui. Pablo, dacă ai avea 100 de oi, ai fi gata să dai 50 de oi pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui? Și Pablo răspunde, sigur, știi că aș face asta cu toată inima. Misionarul stă câteva clipe și îi mai spune, Pablo, dacă ai avea 25 de vaci, ai fi gata să dai 10 vaci pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și Pablo zice, sigur, cum să nu? Știi că aș face lucrul ăsta cu toată inima. Și misionarul mai întreabă, Pablo, dacă ai avea 2 porci, ai fi gata să dai 1 pentru Dumnezeu și împărăția lui? Și la care Pablo se enervează și spune, nu-i corect, că tu știi că am 2 porci. De foarte multe ori noi suntem exact ca Pablo, generoși atunci când vine vorba de teorie, dar în practică nu la fel de deschiși pentru a dărui, așa e? Ne gândim, Doamne, dacă aș câștiga $1,000,000, aș veni și aș da 500.000 la biserică, să vezi ce față ar face Florin, să vezi ce mulțumit ar fi păstorul, să vezi pe toți ceilalți, cum, să vezi ce clădire mare am face acolo. Și nu suntem gata să ne dezlipim, inima de o sumă mult mai mică, așa e? Vă spun eu, dacă am câștiga $1,000,000 la loterie, cu siguranță nu am dat 500.000. Pentru că inima noastră, cu cât ar fi mai mulți bani acolo, cu atât ar fi mai ispitită să se închidă față de dărnicie. Dacă ești credincios în lucrurile mici, doar atunci poți să fii credincios și cu lucrurile mari. Acolo unde este comoara ta, spune Biblia, este și inima ta. Dacă inima ta slujește banului, ea nu îl onorează pe Dumnezeu. Trebuie să dai, dacă vrei să dai un dar, trebuie să te coste. Dacă dai ceva care nu te costă, nu are valoare. Dau din toată inima și faptul că mă costă este important pentru mine. Și am înțeles pentru mine, de câte ori eu însumi nu dau lucruri de care nu am nevoie. Vrem să dăruim pentru săraci, se spune la biserică, vine păstorul și spune, veniți cu toții ca să facem o strângere de ajutoare pentru săraci, ce suntem tentați să dăm? Lucruri de care nu mai avem nevoie de prin casă, da? Aducem niște pantaloni, cârpiți, aducem... Nu lucrurile care ni-s dragi. Da? Haide să încercăm, la chemarea bisericii, ca să dăruim cu toții, haide să încercăm să dăm lucruri nu doar dintre cele de care nu avem nevoie, ci lucruri care ne sunt dragi. Lucruri care le vor face plăcere și bucurie celor care le vor primi, astfel încât darul nostru să ne coste.
A mai fost și o fază pe care nu vreau să o zic, în care ne-am certat cu ei la două solnițe, doar pentru că Dana spunea că sunt foarte practice și utile pentru o familie și eu spuneam că dacă mie nu-mi place, nu putem să dăm solnițele altor oameni. Până la urmă s-a demonstrat că soția, fiind ca întotdeauna mai practică și mai înțeleaptă în domeniul ăsta, a avut dreptate. Un om care și-a pierdut toate lucrurile, cu siguranță nu se va uita dacă solnița este mare, mică, pătrată, chinezească, ci va aprecia că are ceva în care să pună și să sarea și să își săreze mâncarea. Dacă deschidem la 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 12 ne spune următoarele lucruri. Căci ajutorul acestei lucrări pe care o faceți voi, nu doar că împlinește nevoile sfinților, ci și abundă în mulțumiri aduse lui Dumnezeu. În urma dovezii acestui ajutor, voi îl slăviți pe Dumnezeu prin ascultarea voastră față de mărturisirea Evangheliei lui Hristos și prin generozitatea contribuției față de El și față de alții, iar ei se vor ruga pentru voi cu dragoste datorită harului deosebit de mare al Dumnezeu pe care vi l-a dat vouă. Să nu uitați binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe de genul acesta îi plac. Pentru că există conjuncția și între termenii binefacere și dărnicie, asta ne face să credem că sunt două cuvinte care vorbesc despre două lucruri diferite, chiar dacă ambele se referă la a da din ce ai, undeva unde este nevoie de ce tu ai. Binefacerea, în general, este o acțiune pe care Biblia o denumește să nu știe stânga ce face dreapta. Dar modul în care noi ne implicăm ajutând, donând, dăruind, nu este doar privat, cum cred unii, ci este în egală măsură și public, pentru că în momentul în care e nevoie să facem ceva de anvergură, nu mai poate face unul doar cu stânga fără să știe dreapta și doar cu dreapta fără să știe stânga, și e nevoie de ambele mâini să se unească, pentru că unde-s doi puterea crește. De aceea apostolul spune, pe lângă ce faci singur în taina inimii, binele pe care îl faci, binefacerea aceasta, trebuie să te implici în dărnicie împreună cu oameni care gândesc ca tine, împreună cu oameni care simt ca tine. Aceasta este dărnicia. Dărnicia e binefacerea de natură publică. Iar binefacerea este dărnicia de natură privată. Atunci când facem ceva și nu știe stânga ce face dreapta, aceea e binefacere. Atunci când facem ceva împreună cu alții, în înțelegere organizată cu alți oameni, membrii familiei, frați și surori de la biserică, colegi de la lucru, aceea este dărnicie. Fiecare să dea după putere.